Vom începe acum partea din fața butoșelului, aceasta de aici. Aceasta este și partea cea mai grea, să zicem, din acest tutorial. Nu este foarte grea, este doar puțin complicată, însă dacă veți urma pașii așa cum îi voi lucra eu, vă va ieși fără dor și poate. Așadar, voi începe cu bucla inițială. Eu nu v-am mai arătat cum fac această buclă inițială, am arătat-o în celelalte tutoriale, însă este mai puțin important cum faceți această buclă inițială atât timp cât ea se închide trăgând de firul scurt. Așadar, am făcut bucla inițială, voi face un lanț din 14 ochiuri de lanț. 2, 3, 4... Și aici avem prezența celor ochiuri în plus, ochiuri leneșe. Voi lucra un ochi de lanț în plus. Țineți cont, acest ochi de lanț l-am făcut doar pentru a mă ridica cu rândul, nu este unul din cele 14. Iar primul picioruș scurt pe care îl voi lucra este în cel de-al 14-lea ochi de lanț pe care l-am lucrat la început. Acum, voi lucra câte un ochi de lanț în fiecare ochi pe care îl avem. În total vom avea 14 piciorușe scurte. Pe acest prim rând nu vom face nici înmulțiri, nici scăderi. Voi lucra doar piciorușe scurte. Bun, acum am lucrat și ultimul picioruș scurt din cele 14. Cam așa arată lucrul meu în acest moment. Iar acum vom lucra în rândul numărul 2. Iar la rândul numărul 2, bineînțeles, voi face un ochi de lanț pentru a mă ridica și a mă întoarce. Voi lucra 12 piciorușe scurte în următoarele 12 ochiuri de pe rândul anterior. Am lucrat 12 piciorușe scurte. Acum, în cel de-al 13-lea, eu voi face o înmulțire. Adică voi face 2 piciorușe scurte în același ochi. În cel de-al 13-lea, vedeți, am făcut o înmulțire. Iar în cel de-al 14-lea, voi lucra absolut normal un alt picioruș scurt. Aveți mare grijă aici la final să nu săriți acest ochi. Dacă vă este mai ușor, preferabil ar fi să numărați tot timpul ochiurile pe care le lucrați. Pentru că, mai ales la această parte, orice ochi pierdut pe parcursul lucrului este foarte important. Bun, am terminat rândul numărul 2. Începem rândul numărul 3. La fel, fac un ochi de lanț pentru a mă ridica și a mă întoarce. Și voi lucra în primul ochi un picioruș scurt, în cel de-al doilea voi face o înmulțire, adică voi face 2 piciorușe scurte ambele în același ochi, după care voi face în următoarele două ochiuri de pe rândul anterior, voi face 2 piciorușe scurte. Am făcut 2, iar în cel de-al 3-lea voi face un picioruș alunecat. Atât pentru acest rând. Ne vom opri momentan aici, voi face un ochi de lanț, mă întorc și mă voi prinde cu un alt picioruș alunecat, nu în ochiul pe care l-am lucrat alunecat pe rândul anterior, ci cu un ochi după. Practic, ultimul picioruș scurt pe care l-am lucrat pe rând, nu acel alunecat, pe celălalt. Iar în acel ochi voi lucra un alt picioruș alunecat. Practic, mă închid rândul cu un picioruș alunecat pe rândul anterior, fac un ochi de lanț, mă întorc și mă prind iar cu un picioruș alunecat de ultimul picioruș scurt pe care l-am lucrat. Știu că pare un pic complicat acest lucru, însă eu nu știu dacă voi vedeți
în imagini cum am făcut eu acest lucru, însă pentru siguranță pe blog o să vă las schema de la această parte. În felul acesta, în cazul în care nu ați înțeles din video, vă puteți ajuta de acea schemă. Bun, după ce am făcut piciorușul alnecat, intru în următorul ochi și voi lucra un picioruș scurt. Intru iar în următorul ochi, voi lucra alt picioruș scurt. În total sunt două piciorușe scurte. În următorul voi face o înmulțire. Și în ultimul ochi voi face un picioruș scurt. Acest rând a fost un pic mai scurt, așa vor fi și următoarele, o să vedeți despre ce vorbesc. Acum, voi face un ochi de lanț pentru a mă ridica și a mă întoarce. Voi lucra primul picioruș scurt în primul ochi, după care în cel de-al doilea ochi voi lucra o înmulțire. Și mie mi este greu pentru că încerc să mă uit și în cameră să fiu în fața obiectivului, trebuie să fiu atentă și la model. Tocmai de aceea cam ies din cadru, sper să scuzați acest lucru. Așadar, am început rândul cu un picioruș scurt în primul ochi. În cel de-al doilea ochi am lucrat două piciorușe scurte în același ochi, adică am făcut o înmulțire. Aici iar este important cum vă împărțiți ochiurile. Așadar, voi lucra primele trei piciorușe scurte în următoarele trei ochiuri, care sunt de altfel foarte vizibile. În total va trebui să fie 6 piciorușe scurte lucrate pe acest rând, însă primele 3 le vom lucra în ochiurile foarte vizibile. Cel de-al patrulea îl vom lucra în ochiul alunecat. Vă recomand să lucrați un pic mai larg, să nu pățiți așa cum pățesc eu, de abia pot să bag croșeta în lucru. Însă, din păcate, eu de felul meu lucrez strâns și îmi este greu să mă dezvăț de acest obicei. Așadar, cel de-al patrulea piciorul scurt l-am lucrat în ochiul pe care l-am lucrat alunecat pe rândul anterior. Iar cel de-al cincilea îl voi face practic cu un rând în urmă unde am făcut ultimul picioruș alunecat. Vedeți că se vede aici. Aici voi lucra cel de-al cincilea picioruș, iar cel de-al șaselea piciorul scurt îl voi lucra aici, pe acest rând. Am făcut 6 piciorușe scurte. Acum, în următorul, cel de lângă, vedeți, voi face un picioruș alunecat. Și cu asta am încheiat acest rând. Adică voi face un ochi de lanț pentru a mă ridica, mă întorc și la fel. Voi lucra un picioruș scurt nu în acest punct unde am lucrat piciorușul alunecat pe rândul anterior, ci în următorul ochi. Voi face picioruș alunecat. Acum, voi lucra 6 piciorușe scurte în următoarele 6 ochi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sper că se vede. Aici eu am încă două ochiuri încă disponibile. Voi lucra în următorul o înmulțire, voi face două piciorușe scurte în același ochi, iar în ultimul voi face încă un picioruș scurt. Am încheiat și acest rând, la fel, voi face un ochi de lanț pentru a mă ridica, întorc, lucrez în primul ochi un piciorul scurt, iar în următorul ochi voi face o înmulțire. Bun, acum voi lucra după această înmulțire 5 piciorușe scurte. 1, 2, 3,
4, 5. În următorul ochi, vedeți că încă mai am disponibile încă două ochiuri de lanț, dar voi folosi doar pe următorul, unde voi face un picioruș alunecat și voi închide acest rând, după care fac un ochi de lanț pentru a mă ridica și a mă întoarce și mă prind cu un alt picioruș alunecat în următorul. Sper că am prins o poziție în care se vede. Acesta este ochiul de lanț pe care eu l-am făcut pentru a mă ridica. Acesta este piciorușul alunecat pe care l-am folosit pentru a mă prinde pe rândul anterior. Eu acum voi face un picioruș alunecat în acest ochi aici. Haideți că o să mai întorc încă o dată. Așadar, acesta este ochiul de lanț. Acesta este piciorușul alunecat pe care l-am folosit pentru a mă prinde pe rândul anterior. În acest ochi mă voi prinde eu cu un picioruș alunecat. Acum mai departe voi face 5 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5. După cum vedeți, mi-au rămas încă 2 ochiuri disponibile. În următorul voi face înmulțirea. Iar în ultimul voi face ultimul picioruș scurt. Acum, fac ochiul de lanț, știți, pentru a mă ridica și a mă întoarce, voi lucra un picioruș scurt în următorul ochi. În cel de-al doilea ochi voi face înmulțirea. Și voi lucra în următoarele 4 ochiuri, 4 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4. În următorul ochi voi face picioruș alunecat și închei rândul. Am făcut ochiul de lanț, mă întorc și la fel. Acesta este ochiul de lanț, acesta este piciorușul alunecat pe care l-am folosit de a mă prinde de rândul anterior. Voi lucra un picioruș alunecat în următorul ochi. Iar în continuare voi lucra 6 piciorușe scurte. De data aceasta nu vom mai face acea înmulțire la margine pe care am făcut-o la rândurile anterioare. Voi lucra pur și simplu piciorușe scurte. În total vor fi 6. Pentru a vă reuși această înmulțire pe care eu am făcut-o acum în acest tutorial, este foarte important să urmăriți fiecare pas, fiecare ochi pe care lucrați, pentru că ochiurile nu au cum să dispară atât timp cât le ținem evidența la fiecare rând. Bun, cu acest rând pe care l-am încheiat acum, am încheiat practic una din părțile complicate al acestui model din față, acestei părți. Practic am lucrat o parte de aici. Acum va trebui să lucrăm partea din mijloc. Voi face un ochi de lanț și voi lucra piciorușe scurte atât pe acest rând cât și în această parte laterală, să spunem, a rândurilor pe care le-am lucrat până acum și vom continua pe această parte. Însă, la acest rând, aș vrea să facem pas cu pas împreună și să vă spun exact unde veți prinde fiecare ochi. Pentru că, în total, aici va trebui să avem un total de 15 piciorușe scurte până în acest punct. Dar o să vă spun exact pas cu pas unde vom lucra ochiurile, în felul acesta sigur vă va ieși. Eu deja am făcut acel ochi pentru a mă întoarce. Voi lucra 6 piciorușe scurte în următoarele 6 ochiuri.
Acum, cel de-al șaptelea este lucrat în dreptul unui picioruș alunecat. Îl vom pescui cumva de acolo. Acesta este cel de-al șaptelea ochi, iar cel de-al optulea este destul de vizibil, este aici, unde am făcut piciorușul alunecat cu un rând înainte. După care, cel de-al nouălea este vizibil. Cel de-al zecelea este în dreptul piciorușului alunecat. Trebuie să întoarceți lucrul cumva pe cant să vedeți acest ochi. Cel de-al 11-lea este la fel vizibil, este în punctul în care ați făcut piciorușul alunecat pentru a vă prinde de rândul ulterior. Suntem la 11, cred. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, da. Cel de-al 12-lea la fel, este foarte vizibil. 13 este în dreptul unui picioruș alunecat. Dacă întoarceți pe cant, se vede ochiul. Al 14-lea este aici. Acum, al 15-lea este pe rândul drept. Am lucrat 15 piciorușe scurte, prinzând fiecare ochi care modelul ni l-a pus la dispoziție. Este puțin complicat, știu, dar vă repet, dacă urmați pas cu pas ceea ce eu vă arăt, este imposibil să nu vă iasă. De altfel, puteți să mergeți și pe blog, veți găsi acolo schema și puteți urmări schema de pe blog dacă vă este mai ușor așa. Acum, voi lucra, după ce am lucrat cele 15 piciorușe scurte, voi lucra 5 ochiuri de lanț. 2, 3, 4, 5. Și voi sări 5 ochiuri de pe rândul anterior. 1, 2, 3, 4, 5. Mă voi prinde în cel de-al 6-lea, voi face, bineînțeles, un picioruș scurt. Iar ultimul picioruș scurt pe care îl voi face este în ultimul ochi. Acum, voi face un ochi de lanț, întorc lucru, voi face în primul ochi un piciorul scurt, în al doilea ochi un alt piciorul scurt, am ajuns acum în dreptul ochiului de lanț și voi lucra, pentru că am făcut 5 ochiuri de lanț inițiale, voi lucra în fiecare ochi de lanț câte un piciorul scurt. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Acum, restul ochilor sunt foarte vizibile. Voi lucra în continuare piciorușe scurte în fiecare ochi de pe rând. Practic, aici s-a format un rând întreg. Voi lucra în fiecare ochi câte un picioruș scurt. Și în total va trebui să avem 22 de piciorușe scurte, începând de la primul ochi până la ultimul. Am terminat acest rând, acum voi număra pentru a mă verifica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Am 22 de ochiuri pe rând. Acum, vom lucra 7 rânduri a câte 22 de ochiuri, dus întors. Pe aceste 7 rânduri, următoarele 7 rânduri pe care vom lucra, nu vom mai avea nici scăderi, nici înmulțiri. Vom lucra pur și simplu normal. Facem ochiul de lanț de la început, ne întoarcem, lucrăm 22 de piciorușe scurte până la capătul rândului. După care ne întoarcem.
Vom realiza așa 7 rânduri în afară de cel pe care l-am lucrat acum. Împreună cu acesta va trebui să avem 8. Dar cum unul deja l-am făcut, vom lucra încă 7. Acum, nu voi sta să filmez această parte fiind foarte simplă și repetitivă. Voi lucra și eu 7 rânduri dus-întors, după care mă voi întoarce să continuăm cu această parte. Bun, eu am făcut cele 7 rânduri. Acum, voi face un ochi de lanț pentru a mă ridica, mă întorc și voi lucra în primul ochi un piciorul scurt, în al doilea ochi un alt piciorul scurt, după care voi face 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5. Voi sări 5 ochiuri de pe rând, 1, 2, 3, 4, 5, iar în cel de-al șaselea voi lucra un piciorul scurt. Până acum avem așa, un piciorul scurt lucrat, 5 pe care l-am sărit și încă 2. Asta înseamnă că avem 8 piciorușe, 8 puncte de pe rândul anterior folosite. Vom lucra restul de 14 piciorușe scurte până la capătul rândului. Am ajuns la capătul acestui rând, am completat, voi face un ochi de lanț și mă întorc și voi lucra în următoarele 7 ochiuri de pe rândul anterior, 7 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. După care voi face în cel de-al 8-lea un picioruș alunecat și am încheiat acest rând. Voi face un ochi de lanț, mă întorc și așa cum am făcut și în partea aceasta, voi face în primul picioruș scurt, nu în cel alunecat. Deci acesta este ochiul de lanț, acesta este piciorușul alunecat, iar acesta este primul picioruș scurt, pe care, ultimul practic pe care l-am lucrat. În acesta voi face un picioruș alunecat. Acum, voi lucra 3 piciorușe scurte în următoarele 3 ochiuri. Atenție, după ce faceți acest picioruș alunecat, nu vă mai ridicați cu un ochi de lanț. Mare atenție aici, pentru că este foarte important. Imediat intrăm în următorul și lucrăm 3 piciorușe scurte. 1, 2, 3. Dacă la partea cealaltă am înmulțit, aici vom scădea. Vedeți că mai am 3 ochiuri până la capătul rândului. Iau jeteu prin primul, iau jeteu prin al doilea și voi face o scădere. Iar în ultimul, care ne-a rămas, voi face un picioruș scurt. Am făcut prima scădere. Fac un ochi de lanț, întorc lucru, lucrez în primul ochi un piciorul scurt, iar în următoarele două voi face o scădere. Din două o să lucrez un singur ochi. Bun, după scădere vom lucra 6 piciorușe scurte. Primele două le vom lucra în dreptul ochiurilor evidente de pe rând. 1, 2, cel de-al treilea îl vom lucra în dreptul piciorușului scurt, piciorușului alunecat pe care l-am făcut pe rândul anterior, acesta este al treilea, al patrulea îl voi face în dreptul acestui picioruș alunecat de cel cu care m-am prins cu un rând mai înainte, acesta este al patrulea, al cincilea și al șaselea îl vom lucra pe rândul acesta de aici. Bun, am lucrat 6, după care voi face în următorul ochi un picioruș alunecat. Un ochi de lanț, întorc și la fel. Nu în piciorușul alunecat, în ultimul picioruș scurt pe care l-am lucrat, voi face un picioruș alunecat. Mai departe, voi lucra
4 piciorușe scurte în următoarele 4 ochiuri. 1, 2, 3, 4. După cum vedeți, am 3 ochiuri care mi-au rămas. 1, 2, 3. Din următoarele 2 voi face o scădere. Iar în ultimul voi lucra un piciorul scurt. Ochi de lanț, mă întorc. În primul ochi voi face un piciorul scurt. Din următoarele 2 voi face o scădere. După ce am făcut scăderea, voi lucra 7 piciorușe scurte. Așadar, primele 2 le voi lucra în ochiurile vizibile de pe rândul anterior. Și cred că sunt 3. Aici mai am încă un ochi, sunt 3 în ochiurile vizibile. Cel de-al 4-lea îl voi lucra în piciorușul alunecat de pe rândul anterior. Cel de-al 5-lea îl voi lucra exact aici. Vedeți că aici se vede unde am prins rândul anterior cu piciorușul alunecat. Voi lucra un alt piciorul scurt. Acesta este cel de-al 5-lea. Și mai lucrez 6 și 7 din rândul acesta. Și ultimul piciorușul alunecat pe care îl vom lucra. Ochi de lanț, întorc. Nu în acesta alunecat, în ultimul picioruș scurt pe care l-am lucrat, vom face un picioruș alunecat. Acum voi lucra 5 piciorușe scurte. După cum vedeți, mi-au rămas 3 ochiuri, 1, 2, 3. În următoarele 2 voi face scăderea, iar în ultimul un piciorul scurt. Ochi de lanț, întorc. În primul ochi voi face un piciorul scurt, iar din următoarele 2 voi face o scădere. După care voi lucra alte 2 piciorușe scurte în următoarele 2 ochiuri. Iar în cel de-al 3-lea, vedeți că ochiurile sunt încă vizibile, voi face un picioruș alunecat. Ochi de lanț, întorc. Acesta este ochiul de lanț, piciorușul alunecat de pe rândul anterior. Acesta este ultimul, acesta de aici. Este ultimul picioruș scurt pe care l-am lucrat întreg, ca să spun așa. Voi băga croșeta în el și aici voi face piciorușul alunecat de la întoarcerea rândului. Acum mi-au rămas doar 3 ochiuri de lanț. Voi lucra în primele 2 scăderea, iar în ultimul voi lucra un picioruș scurt. Ochi de lanț, întorc, lucrez în primul ochi un piciorul scurt, în următoarele 2 scăderea. Scăderea de data aceasta o vom face dintr-un ochi liber și ochiul pe care l-am scăzut. Bag croșeta în primul ochi, am tras jeteu, nu închid, bag și în piciorușul alunecat de pe rândul anterior, iau jeteu și le închid pe toate odată. Acum, de aici și până la capăt, va trebui să lucrăm piciorușe scurte. Însă, la fel cum am făcut și în partea cealaltă, voi face fiecare pas împreună cu voi. În felul acesta pot explica unde vine fiecare picioruș în parte. Așadar, am făcut scăderea. Următorul picioruș va veni aici, în acest punct.
unde am făcut piciorușul alunecat de la rândul, cu două rânduri în urmă. Aici va veni următorul. După care, în ochiul liber, vom mai face încă unul, un picioruș scurt. Acesta este piciorușul alunecat de la rândul respectiv, rândul acesta de aici. Voi băga croșeta în el și voi lucra un piciorul scurt. Așa cum am mai spus, preferabil ar fi să lucrați un pic mai larg, pentru că firul este oricum subțire și este greu de lucrat, dar dacă lucrați un pic mai larg, nu o să vă chinuiți așa cum mă chinui eu să prind ochiurile, însă, am mai spus, m-am învățat să lucrez mai strâns și nu mă pot dezobișnui. Următorul ochi îl voi face aici, unde se îmbină, unde este piciorușul alunecat pentru rândul celălalt. După care, următorul este practic înaintea ochiurilor de lanț. Acum, 5 ochiuri de lanț se vor lucra în fiecare ochi de lanț câte un picioruș. Vom avea 5 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, iar în ultimele două ochiuri care ne-au rămas vom lucra câte un picioruș scurt în fiecare. Acum, ochi de lanț, mă întorc și voi lucra pe toată lungimea acestei părți câte un picioruș scurt. Bun, am terminat rândul. La final, după ce ați făcut acest ultim rând de piciorușe scurte, va trebui să aveți tot 14 piciorușe scurte, exact așa cum ați început rândul. Dacă la început noi am făcut 14 ochiuri de lanț în care am lucrat câte un picioruș scurt în fiecare ochi de lanț, am avut 14. 14 trebuie să aveți și în partea în care am încheiat. Mai avem puțin și încheiem această parte. Acum eu voi face un ochi de lanț și mă voi întoarce și voi lucra pe tot parcursul acestui rând câte un picioruș scurt până când ajung aici. Acum eu o să lucrez 14 piciorușe scurte și când ajung aici o să vă arăt cum facem să ne întoarcem pe partea aceasta. Pentru că practic asta vom face, vom lucra de jur împrejur. Pot ochiul de lanț și încep să lucrez încă din primul ochi câte un picioruș scurt, în total 14. Bun, am ajuns la ultimul ochi și pentru că va trebui să mă întorc să lucrez pe această parte, va trebui să fac un artificiu aici pentru a mă întoarce frumos pe partea perpendiculară. Adică în cel de-al 14-lea ochi, unde am făcut deja un picioruș scurt, voi mai face alte două piciorușe scurte. După ce am făcut cele 3 piciorușe scurte de pe colț, cumva lucrul s-a întors pentru partea aceasta. Acum aici va trebui să fac în dreptul fiecărui rând pe care l-am lucrat aici câte un picioruș scurt. Unele rânduri au deja sunt însemnate prin această mică găurigă care s-a format aici, însă nu sunt doar la un rând da, un rând nu. Ce vom face? Vom lucra fie în fiecare găurică câte două piciorușe scurte, fie vom băga croșeta între cele două găuri care s-au format în timpul lucrului. În felul acesta vom face marginea. Deci am făcut un picioruș scurt în dreptul găurii, al doilea îl fac între cele două găuri. Astfel sunt sigură că nu voi sări nici un rând.
Bun, am ajuns aici, care practic este primul ochi din primul rând pe care l-am lucrat din lanțul de ochiuri. Și aici, așa ca cum am făcut în partea cealaltă, voi lucra în același ochi trei piciorușe scurte pentru a forma colț. Continui pe partea aceasta, voi lucra câte un picioruș scurt în fiecare ochi, practic a rămas doar o jumătate din ochiul de lanț, vom lucra în fiecare jumătate a acestui ochi de lanț, câte un picioruș scurt și în același timp voi ascunde și codița în lucru. Bun, am ajuns aproape de capătul rândului, aici voi face ultimul picioruș scurt de pe această parte. Acum o să mă mut să lucrez câte un picioruș scurt pe toată lungimea aceasta. La fel cum am făcut aici, la fel voi face și aici. Voi lucra câte un ochi de lanț, câte un picioruș scurt, pardon, în fiecare rând pe care l-am lucrat. La fel, un rând da, un rând nu, avem aceste găurele, iar rândul care nu are găurică vom împunge pur și simplu cu croșeta între cele două găuri. De data aceasta, aici în colț, nu voi mai face așa cum am făcut aici, cele trei ochiuri de lanț, voi face doar două. Unul deja l-am făcut, cel de la rândul acesta, voi mai face încă unul care îmi va întoarce lucru pentru partea aceasta. În dreptul acestui spațiu am făcut deja piciorușul scurt. Voi băga croșeta între cele două găuri și voi face un alt picioruș acolo. Acum, este foarte important să aveți grijă cum faceți piciorușele, pentru că începând din acest punct în care eu am făcut primul picioruș scurt, de fapt cel de-al doilea picioruș scurt, pentru că primul aparține acestui rând de aici, unde am făcut cel de-al doilea picioruș scurt, până în cealaltă parte, va trebui să avem un total de 30 de ochiuri. Acest lucru este important pentru partea finală, când vom coase partea de deasupra de talpă. Aici este foarte necesar ca acest număr de ochi să fie exact. Eu am făcut până acum 2, 3, 4 și voi continua să lucrez un picioruș în gaură, unul între, unul în gaură, unul între, până când ajung în partea cealaltă și voi număra pentru a fi sigură că am 30 de ochi, 30 de piciorușe scurte, pardon. Am ajuns cu piciorușele de pe margine în capătul celălalt, am exact 30 de piciorușe scurte începând de la cel de-al doilea de aici din colț, roată roată până când ajung aici. Aici am făcut deja un picioruș scurt în dreptul primului picioruș scurt pe care l-am făcut pe acest rând și voi închide totul cu un picioruș alunecat. Voi tăia firul și această parte din față este gata. De acum puteți să răsuflați ușurate, cea mai grea parte a acestui model a fost realizată. Trecem mai departe cu asamblarea și finalizarea acestui botoșel. Acum că toate părțile botoșelului meu sunt gata, voi trece la partea finală în care voi uni totul, voi coase totul și voi finaliza botoșelul. Voi coase pentru început partea din față. Eu am băgat deja în capătul de la această parte, am băgat acul și voi pune această parte din față peste talpă. Și voi începe să cos, întors invers, vedeți? Voi începe să cos peste muchie, cum se zice. Voi lua primul ochi, vedeți, este primul ochi de la prima talpă, primul ochi de la cea de-a doua talpă și, bineînțeles, primul ochi de la această parte deasupra. Și voi coase peste muchie.
De asemenea, puteți să și croșetați această parte dacă vă place cum iese. Eu prefer să o cos, voi puteți să faceți așa cum doriți. Acum, luând ochi cu ochi, voi lua primul ochi dintr-o parte, primul ochi din cealaltă parte, apoi al doilea ochi, al treilea ochi și așa mai departe, până când ajung în celălalt capăt. Eu deja am început să cos câteva. Nu voi sta în fața camerei pentru că mi-este foarte greu cu camera așa cum o am poziționat acum în fața mea să lucrez și să filmez chiar minut cu minut tot ceea ce fac. Însă, v-am zis, este simplu, luăm un ochi de pe talpa de desubt, un ochi de pe talpa din mijloc și un rând de la partea de deasupra și coasem până când ajungem în partea cealaltă. Bun, după ce am terminat de prins partea din față, care este, după părerea mea, cea mai greu de prins, este un pic, necesită un pic de atenție, vom trece să coasem aici, în partea laterală. Nu vom coase până sus, adică până sus, vom lucra doar 7 din ochiurile pe care le avem, de aceea ne vom folosi de aceste capete care ne-au rămas. Și la fel, vom lua un ochi de pe un rând, un ochi de pe celălalt rând, însă aici la început voi face ca un fel de cheiță, adică voi băga acul de două ori în același loc și același lucru îl voi face și la capăt, după ce am terminat de cusut. În felul acesta voi asigura că nu se va desface aici. V-am zis, nu coaseți până sus, coaseți aproximativ 7 ochiuri, însă cât veți coase în partea asta, veți coase și în partea cealaltă. Iar în acesta, în ultimul loc pe care îl voi coase, în cel de-al șaptelea, voi da acul de două ori în același loc pentru a forma o mică cheiță. După care ascund firul și asta e tot. Uitați, am făcut o mică cheiță aici. Acum o să ascund firul în lucru și voi tăia firul. Bun, acum la fel voi proceda și în partea cealaltă, nu voi mai filma, voi reveni doar când vom prinde bareta. Exact același lucru vom face, ne vom prinde 7 ochiuri, după care la început și la final voi face acea mică cheiță. Bun, după ce am cusut părțile, ultimul lucru pe care trebuie să-l facem este acela de a prinde găicuța, bareta aceasta, și la fiecare botoșel bareta se așează în mod diferit pentru că există stângul și dreptul. Dacă la unul am pus de la stânga la dreapta, la celălalt vom pune de la dreapta la stânga. Vedeți, aici am pus de la stânga la dreapta cum mă uit la el, pe celălalt îl voi pune invers, de la dreapta la stânga, exact așa. Acum, eu o să cos bareta, o să cos și năsturașul și o să vă arăt botoșei în faza finală. Nu are rost să filmez acest lucru pentru că este simplu. Voi coase bareta dintr-o parte, iar în partea cealaltă voi prinde năsturașul. Botoșeii mei sunt gata, le-am cosut și năsturașii, le-am făcut ultimele retușuri, i-am încălțat în formele pe care eu le-am pregătit special pentru ședința foto. Botoșeii mei vor face acum o scurtă ședință foto, sper că voi reuși să fac niște fotografii destul de drăguțe. Sper că v-a plăcut acest model de botoșei, sper că îl veți încerca și voi. Dacă îl veți încerca, vă reamintesc că aveți posibilitatea să-mi arătați și mie ceea ce v-a ieșit postând o fotografie în grupul meu de Facebook, Irene's Handmade Group. În cazul în care nu sunteți membri, veți avea în descriere linkul către acest grup de Facebook și puteți să dați cerere de aderare acolo.
Iar într-un timp relativ scurt, eu sau una din moderatoarele care mă ajută cu grupul, vă vom da accept. De altfel, vă amintesc că veți mai găsi detalii suplimentare pe blog, la fel veți avea link în descriere, iar dacă vă plac tutorialele pe care eu le încarc și aveți plăcere, puteți să vă abonați la canalul meu apăsând butonul de abonează-te sau subscribe, depinde în ce limbă aveți aplicația de YouTube. Iar dacă vreți să primiți o notificare de fiecare dată de câte ori încarc un clip nou, veți apăsa butonul clopoțelul de lângă, astfel aplicația vă va trimite o notificare de câte ori eu postez ceva pe canal. Cam atât pentru astăzi, sper că v-a plăcut, sper că îl veți încerca și voi. Până data viitoare, eu vă urez să fiți creative și v-am pupat. La revedere!